față de ceea ce ar trebui să fim, suntem jalnici față de ceea ce ar trebui să fim. Nu există niciun proiect serios pentru turismul din Severin. Gândiți-vă că, mi-aduc aminte, aveam discuții și cu actualul primar de acum 4-5 ani de zile, care spuneam că Drobeta, Tunul Severin trebuie introdus în circuitul turistic, că trebuie semnate contracte cu agențiile, marile agenții de turism, cu mari tur operatori, că trebuie create facilități pentru oamenii ăștia. Gândiți-vă că trec câte 5-6 nave de pasageri pe Dunăre în fiecare zi, care nu opresc la Drobeta, Tunul Severin, pentru că nu au infrastructură. Deci pentru că nu au... Dar cum să nu aibă ce să facă? Gândiți-vă că dacă vor să stea 3-4-5 zile aici, au ce să facă. Piciorul Podului Trean, Cetatea, chipul Decevalul din Clisură, Palatul Cultural, Podul Dumnezeu, Herculanele este aproape. Sunt atâtea lucruri care se pot face. Ponoarele. Deci ai unde să-i duci, ai ce să faci cu ei. Dar ai avut niște oameni anacronici, obtuzi, care nu au făcut absolut nimic pentru acest turism. Noi ne gândim în... Vă dați seama, ei se gândesc la industrie. Noi să facem industrie, mă zic că vă să fac ceva și cu fețe de uși, cu fabrică, cu fețe de uși la mașini, la... Păi, oameni buni, păi avem Dunăre, avem munți, avem tot ce trebuie aici, nu ne trebuie nimic, avem totul. Nu suntem capabili să le exploatăm. În altă parte, dacă au trei pietre puse, pun două tăblițe și fac un destinație din treaba aia. Noi cu totul în jurul nostru nu suntem capabili să îi ducem să-i plimbăm și să le luăm banii. Gândiți-vă că oamenii aia sunt câte 200-300 pe un vapor. Păi dacă ți intră 1000 de oameni pe zi, care cheltuie fiecare câte 50 de euro, faceți un calcul să vedeți bani care ar intra în veniturile societăților locale de aici, bani de pe care s-ar putea lua cote defalcate de TVA ulterior, bani care ar putea să dezvolte toată zona asta. Nimic nu fac. Păi vreți să vă spun că a fost această pandemie. Credeți că a venit cineva să spună, dom'le, vă scutim de taxe, de impozite pe perioada asta, vă scutim de chirii, nimic. Gândiți-vă că se uită la o frizerie care plătește 3 milioane pe 300 de lei pe an să ia impozit pe o cameră acolo în care își fac și oamenii un business. Dacă sunt 50 în Drobeta, Tunul Severin de frizerii, ei iau 15.000 de lei într-un an. Pe 15.000 de lei aproape este salariul unui viceprimar. Aia e problema noastră. Să luăm de la ăștia din Severin care și-au făcut oameni locali, da, care și-au făcut un business acolo. Să luăm la blană de pe ei tot. Credeți că au impozite sau au taxe suplimentare puse pentru Carrefour, pentru Lidl, pentru Profi, pentru nimic? De ce? Credeți că aceste multinaționale au avut milă de investitorii din Drobeta, Tunul Severin, care și-au deschis business-ul acolo? Nimic, le-au executat scrisoarele de garanție. Da? Văd că și cei din primărie, în momentul de față, se comportă oarecum la fel ca o multinațională. Bine, salarii de multinațional au, dar mă gândeam că poate nu au apucăturile de la multinaționale. Dar observ cu mare tristețe că, de fapt, le au. N-au niciun fel de aplecare față de domeniul economic din Severin. Vorbim de turism. Nu numai în turism. În multe alte locuri ar trebui să aibă strategii. Nimic. Interesează fotografiile cu asfaltările, cu utilajele și să se laude și unii și alții cu același metru pătrat de asfalt turnat. Că și fac pozele pe rând, vin unul după altul. Cum ar trebui să arate în viziunea PMP, în viziunea unei administrații în care se va conta PMP, chestiunea de transparență decizională, consultare publică și așa mai departe? Dumneavoastră vă doriți ca politicieni să nu mai facă bani, văd, dacă vreți această transparență. Păi este foarte simplă toată treaba asta. Toate contractele primăriei ar trebui să fie publice, spre exemplu. Ce aveți, domnule, atât de ascuns? Vrem să știm și noi, firmele care organizează evenimente și pun pitici prin parcuri, da? Dom'le, câți bani încasează? Nu e o problemă că îi pun, că poate e corect să încaseze. Da, dacă nu sunteți capabili să cumpărați niște pitici ca să faceți de sărbători orășelul copiilor și trebuie să vină o firmă care să vă organizeze treaba asta,
Păi înseamnă că n-aveți ce să căutați pe aici, domnule. Dacă trebuie să vedem și noi sumele care s-au dat la sport, 5 miliarde într-un an, da? Unei singure școli, spre exemplu, de fotbal. Și ia să vedem, domnule, de ce s-au dat banii aia și dacă sunt bani publici, de ce oamenii aia de acolo mai au bani de la copiii care vin să-și facă fotbal? De ce copiii care sunt înscriși la fotbal trebuie să-și plătească din moment ce primăria dă bani acelor școli? Ca să facă ce? Că n-am văzut niciun stadion nou făcut, n-am văzut nocturne, n-am văzut nimic. Da, sunt niște lucruri care se vor dezbate pe larg în aceste campanii electorale. Sunt lucruri pe care oamenii nu le cunosc. Noi le cunoaștem foarte bine. Trebuie ca toate aceste contracte ale primăriei, da, să fie publice. Să fie o dezbatere pe tema lor. Dar în momentul în care se întâmplă ca în Consiliul Local să existe o simbioză totală, totală între forțele politice de acolo, să nu ne călcăm pe picioare unii pe alții și mergem sănătoși. Eu îl numesc consens. Da, acest consens care este extrem de dăunător pentru politica locală, este cel puțin suspect. Eu mă refer inclusiv la cei doi consilieri PMP care sunt din legislatura trecută, da? Cărora noi nu le-am retras sprijinul politic până în momentul de față, pentru că a fost această tevatură cu alegerile. Nu se știa când o să fie. Prima dată trebuia să fie în aprilie, prin iunie, acum se vă duce. Și am considerat că nu mai este timp să mai facem absolut nimic. Dar gândiți-vă că traficul de funcții publice, în schimbul obedienței forțelor politice și acest, cum spuneți dumneavoastră, acest consens, este un extrem de nociv pentru societatea severineană. De asta nu se întâmplă nimic. Pentru că totul este o coterie. Și că rezultatul se vede cu ochii, se vede peste tot. Nu este niciun fel de problemă.